Românii se văd pe ei în general critic, hipercritic, și când se întâlnesc românii între ei, vedeți, vorbesc de rău. Primul impuls e să vorbească de rău. Nu e bună aia, nu e bine acolo, n-am reușit să facem nimic, n-am făcut drumuri bune, n-am reușit să ne coordonăm, nu facem și n-o să facem. Asta, să știți că nu-i numai lucru românesc. Să mai întâlnesc și polonezii și zic la fel, sârbii pe care noi îi socotim orgolioși și eu îi cunosc mai bine, că am stat între ei, se critică și ei. Dar ceea ce fac românii mai mult decât alții este că se critică până la autoflagelare în prezența străinilor, ceea ce creează o impresie execrabilă. Adică popoarele care se autocritică atunci când vine un străin își iau măsuri de precauție și încearcă să scoată în lumină și valorile. Românii, în general, în prezența străinilor, se declară chiar mai răi decât sunt. Poate că aici e și această plecare a noastră și venirea noastră dintr-o istorie în care am fost slugi, am fost umiliți de-a lungul vremii. Dacă generații la rând ni s-a spus că ne-am născut să fim, nu sclavi, că n-am fost chiar sclavi, dar să fim țărani supuși pământului, am început să credem și în Ardeal cel puțin numai de 100 de ani suntem învățați că și noi suntem oameni și că nu ne-am născut să fim servitori. Bunica mea îmi spunea că am învățat la școală, fiind născut înainte de primul război mondial, că menirea noastră este să-i slujim pe alții. Ori asta și în vechiul regat a fost valabilă. Când veneau aici turcii și jefuiau și făceau și luau totul, românii au învățat să fie umili. Nu știu cum am putea face să încercăm să ne trezim la demnitate. Numai printr-o educație bună. Iar o educație bună trebuie să se bazeze pe profesori buni. Pe profesori care să fie modele. Și ca să avem profesori care să fie modele, ei trebuie să fie bine instruiți, sănătos instruiți și să aibă ei conștiința că apără niște valori. Ori un profesor care e umilit printr-un salariu mic, un profesor căruia îi se spune că nu mai e valabilă zicala dacă ai carte, ai parte, că dacă ai avere, ai parte, și așa mai departe. Toate astea fac ca învățământul nostru să coboare ștacheta mereu. Profesorii pe vremea bunicilor și străbunicilor mei erau apostolii neamului, numiți în Ardeal. Învățau pe oameni cum să se poarte, cum să mănânce, cum să vorbească cu alții, cum să fie politicoși. Astăzi, vremurile acelea par trecute. Și atunci, cred că trebuie să ne redimensionăm, să găsim o soluție ca în condițiile asaltului mijloacelor acestora moderne, digitalizării Facebook-ului, Twitter-ului, Instagram-ului, toate astea, a prescurtărilor pe care le fac tinerii acum, de nici nu mai știi dacă e limba română sau nu, când dau mesaje. Toate astea n-ar trebui să ne sperie. Ar trebui să ne facă să ne adaptăm vremurilor de acum, să ne schimbăm discursul. Eu nu mă lamentez de faptul că studenții sunt mai slabi decât erau odată, să știți, nu cred că sunt. Acum sunt mai mulți studenți decât când erau odinioară. Și odinioară cei care ajungeau studenți erau selectați și nu erau lăsați să ajungă la universitate decât cei care treceau prin vămile văzduhului, care dădeau examene foarte grele. Astăzi oricine poate învăța, vine la facultate. Dacă îl întreb să spună 5 state europene, cum am văzut acum pe un filmuleț din Canada, poate să spună 3. Exagerez acum. Sau îmi spun, cum mi-a spus mie odată un student, că Bucovina e o marcă de apă minerală și eu discutam provinciile istorice, știți? Te lovești de asemenea lucruri care altădată nu se întâmplau, dar din punct de vedere al inteligenței și instruirii, părerea mea e că sunt la fel de mulți studenți inteligenți și deștepți cum erau odată. Nu s-a prostit tânăra generație, dar nu mai sunt dascăli de odinioară. Eu cred că oamenii și astăzi au nevoie nu numai de etnicitate și de naționalitate, pentru că trebuie să se identifice cu un grup și mai mic, nu pot de la început să fie pădure, trebuie să fie arbore înainte de a fi pădure. Dar ei sunt dezorientați din pricina că nu mai există modele pe care să le urmeze. Deci ar trebui să aibă înainte lor oameni integri, oameni care să nu facă compromisuri. Când în fiecare zi la televiziune văd oameni compromiși, oameni care își vând vorba aceea aproapele lor, cum să aibă ei încredere? Deci încrederea se clădește pe optimism. Și optimismul trebuie să fie realist, că nu poți să faci optimism așa din nimic. Și toate astea țin de educație. Eu cred că, repet, în acest an al centenarului, ar trebui să ne redimensionăm
odată cu educația și felul de a ne simți ca români, de a ne lăsa deoparte lașitățile, de a lăsa deoparte umilințele și chiar teribilismele. Mulți dintre români ajung la vârsta de 50 de ani și se poartă ca adolescenții. Adică să ne maturizăm, și eu cred că maturizarea, repet, da, repetiția e mama învățăturii, înseamnă demnitate. Iar demnitatea înseamnă a recunoaște și ce ai făcut rău, dar și ce ai făcut bine.